Raportul de activitate al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Basarab-I-Dâmbovița cuprinde și acțiunile de prevenire a situațiilor de urgență. În prim plan sunt activitățile de control care s-au desfășurat atât la sediile operatorilor economici, cât și la cele ale instituțiilor de stat. În ceea ce privește autorizarea de securitate la incendiu, situația se prezintă astfel. În anul 2017 au fost eliberate 117 avize de securitate la incendiu, 3 avize de protecție civilă, 54 de autorizații de securitate la incendiu, 5 acorduri pentru organizarea jocurilor de artificii cu produse pirotehnice. Au fost respinse un număr de 333 de documentații tehnice, 158 de solicitări privind eliberarea avizelor de securitate la incendiu, 170 privind eliberarea autorizațiilor de securitate la incendiu, 4 solicitări privind eliberarea avizelor de protecție civilă și un aviz privind eliberarea autorizației de protecție civilă. Printre activitățile preventive desfășurate de Inspecția de Prevenire s-au numărat controle și verificări, activități de instruire, campanii de distribuire a materialelor informative și exerciții de alarmare. Pe timpul activității de control s-au executat și activități de instruire, informare preventivă și exerciții pe locul de muncă, ce au constatând activități de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor, 290, din care 152 la operatori economici, 121 la instituții și 17 la localități. S-au realizat tipărit și distribuit materiale informative, peste 16.000 de pliante și flyere, 119 afișe și 365 alte categorii, cu recomandări privind măsurile de prevenire și reguli de comportare în diferite situații de urgență. Au fost executate 92 de exerciții de alarmare, evacuare și intervenție pe locul de muncă, 81 în caz de incendiu și 11 în caz de cutremur. 25 de exerciții de alarmare publică, 103 alte activități, din care s-au prezentat 28 de puncte de informare preventivă, 5 acțiuni reprezentând ziua porților deschise și alte 70 de activități de informare. Pregătirea personalului în administrația publică s-a desfășurat prin cursul de pregătire în cadrul Centrului Național de Pregătire de Perfecționare a Pregătirii în Managementul Situațiilor de Urgență, Ciolpan, și în cadrul Centrului Zonal de la Craiova. Se constată pe această cale o mare absență la aceste cursuri de pregătire din partea personalului. La cursul de identificare au participat 6 primari din 45 planificați și 23 de viceprimari din 45 planificați. La cursul de perfecționare au participat 2 primari din 20 planificați, 6 viceprimari din cei 15 planificați și 2 secretari din 3 planificați. Activitățile de informare preventivă s-au desfășurat și în școlile din județul Dâmbovița.